Recent a fost finalizată încă o acțiune din cadrul proiectului transfrontalier Depășind Frontiere, dezvoltarea turismului montan, implementat cu succes de către organizația non-guvernamentală Centrul de Afaceri Cernăuți, în parteneriat cu Fundația Umanitară Clopot din Suceava. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, având drept obiective îmbunătățirea dezvoltării socioeconomice a zonelor rurale, stimularea înființării de noi întreprinderi transfrontaliere de turism, demonstrarea potențialului turistic comun al Bucovinei, care vizează comunitățile din zonele montane și administrațiile publice locale, la dezvoltarea relațiilor dintre tradițiile culturale ale zonei și turismului. Promovarea cooperării transfrontaliere și a relațiilor dintre oameni de către mediul de afaceri din zonele rurale montane, consolidarea schimbului transfrontalier de oameni, culturi și idei. Noi dorim să promovăm turismul montan în zona Bucovinei, atât cea de nord cât și cea de sud, și sperăm ca mediul de afaceri să crească și să vadă frumusețile acestei zone și să le promoveze mai departe. Caravana jurnaliștilor la care au participat ziariști din Ucraina, România și Republica Moldova a avut scopul de a promova zona Bucovinei pe traseul care a devenit câștigător în concursul de itinerare turistice inițiat în acest proiect de aplicant. Pe parcursul acelor 10 zile, prin intermediul posturilor de radio Radio România Internațional și Radio Ucraina Internațional, radioascultătorii din lumea întreagă au avut posibilitatea să cunoască această zonă. De la Vatra Dornii, prin Câmpulung Moldovenesc și Suceava, Cernăuți și Hotin, până la Vișneța, jurnaliștii au vizitat toate locurile cu repere istorice, turistice, religioase, culturale, sportive și de agrement, care vor fi promovate în articolele realizate și publicate atât în presa scrisă, cât și la posturile de televiziune și radio din țările de origine ale participanților. În diversitatea culturală și națională a Bucovinei, ziariștii au găsit și multe puncte comune, dar și multe lucruri necunoscute încă pentru ei. Враження про проєкт склалося надзвичайно яскравими, тому що я дізналася про зовсім нову Буковину, північну і південну. Незважаючи на спорідненість наших звичаїв, надзвичайно багато нового того, що я побачила і почула вперше. Це мене вразило. В проєкті було цікаво як для істориків, як для мистецтвознавців, як для гурманів, так і просто. Там, де ми не змогли зрозуміти румунську мову, ми розуміли мову пісень. Надзвичайно емоційно, надзвичайно привабливо. Пісні нас єднали. У нас була чудова група. Нам було весело, нам було цікаво. Ми намагалися якомога більше побачити, незважаючи на погані українські дороги і незважаючи на те, що ми вперше були в Румунії. Dehto z nas. Carpații bucovineni este un punct foarte, nu doar a zonei, susțin jurnaliștii, dar și a ambelor țări unde sunt amplasați. Și promovarea acestei bogății naturale ar fi benefică pentru creșterea economică a zonei și, evident, a nivelului de viață a populației. Dar cea mai mare comoară Bucovinei sunt totuși oamenii, binevoitori și gospodari, dornici de a păstra totul ce ține de istoria și tradiția culturală a locurilor unde s-au născut. Acest proiect ar trebui să însemne foarte mult și pentru cernăuți, și pentru toată zona ucraineană și mai ales pentru Bucovina de sud, partea românească. Și eu sunt convins că finalul acestui tur al jurnaliștilor, acestei caravane a jurnaliștilor, a fost apogeul nostru al jurnaliștilor tineri, pentru că concertul ansamblului Perla din Cernăuți, eu zic că ne-a umplut sufletele și plecăm spre casele noastre mult mai bucuroși. Ultimul acord pentru echipa de jurnaliști a fost orașul Cernăuți, cu un spectacol de cântece populare din toată Bucovina, susținut de ansamblul vocal folcloric Perla, a Centrului Bucovinean de Artă și Cultură Românească din Cernăuți.